Salut! Am ceva de spus. Aproximativ. Te ciclu singur acasă, versiunea Brașov, jebilor 34, apartament 14, unde sunt șpicher. Așa s-a hotărât la adunarea generală a proprietarilor apartamentului 14. Însă trebuie să țineți cont că odată cu trecerea timpului, genele mele au început să cadă. Așa că în punct de vedere calitativ, ce spun eu e discutabil. Asta una. Iar a doua presupune să fie alambicat în naștere ca să pricep ce spun eu. Asta e a doua. Mă uitam la Antena 3, la emisiune. N-am fost atent, că mă uitam în fundal la ea. În care a apărut o cucoană. Cristina Chiriac. Care a scris o carte. Marea privatizare. Și recunosc, m-am uitat așa pe diagonală la emisiune. Dar ne-a ținut o treabă. În 27 de ani de dezastru, 75% de industrie nu mai există. Una. Iar a doua, au dispărut 2 milioane de locuri de muncă. A doua. Reacția? Susie Olin, Batman. Asta e reacția. La toți. Batman a făcut-o. Nimeni nu știe nimic. Nimeni n-a înțeles nimic. Nimeni nu se consideră vinovat. Culmea. În emisiunea asta era invitat de onoare și un roman, Petre Roman, bărbat bine. A apărut și în cântecele femeilor la Apaca. Că atât înțelege ele că trebuie să facă roman. Ce legătură are roman cu cartea asta? Păi are. În 27 decembrie 89, CFSN-ul îl numește prim-ministru. Pe cine? Petre Roman. Exact în perioada la care se referă cartea. Și a stat acolo până la mineriata din 91. Ocazia asta, Petre Roman a lansat conceptul de retehnologizare cu referire la obiectivele industriale din perioada comunistă. Iar referirile sale la cele construcții ce se dovedeau neviabil productiv ca fiare noi cu valoare de fier vechi pot fi preluate deformat și tendențios de adversare politici prin folosirea sintagmei morman de fiare vechi. Petre Roman, cu calm, a asistat la ce spunea doamna Cristina Chiriac și a încercat să explice el că n-a fost chiar așa. Asta i-a tăiat MAU, că a spus că a copiat tot ce a apărut în monitor oficial referitor la privatizare. Și atunci Petre Roman a dat dovadă de tact și a tăcut. Dacă cineva e vinovat de ce s-a întâmplat, e Petre Roman. Și el acum are o problemă mare, că parcă vrea să se recăsătorească cu fosta soție. În rest, chestlos, cine e de vină? Batman! E pe undeva caragios. Că am explicat eu, din punct de vedere social, provin din clasă exploatatoare. Să fiu deranjat de ce s-a întâmplat în acești 27 de ani. Iar nimeni din cei care au beneficiat de urăduirea socialistă să nu fie deranjat. Că au pierdut obiectul muncii. 2 milioane de salariați au dispărut. Ăștia nu sunt deranjați. Deloc. Înțeleg pe undeva ce am avut și ce am pierdut.
s-au ales, după urma acestor rânduiri criminale și nedrepte, cu un apartament, cel puțin. Dar de cine? De Petre Roman. Că s-a băgat la primărie. Cine a vrut și cine n-a vrut și a luat apartamentul. Că avea dreptul, că era lege. Cum să n-ai dreptul dacă e lege? Dar moralul. Era firesc ca să ai apartamentul? Nu. De ce? Păi dacă te angajezi pe undeva, la un patron, și lucrezi cu sport 40 de ani, și pe aia patronul zice, domne, m-am săturat. Eu desfințez firma, că vreau să merg în Bahamas. Atunci vin toți salariații și zic, păi frate meu, te înțeleg că ai fost patron. Dar strungul ăla, de fapt, e al meu. Că am lucrat la el 40 de ani, numai tale. Nu. Nimeni nu ridică problema așa. În schimb, aici s-a părut normal. De ce s-a tăcut? A fost avantajul mare la cei 2 milioane care ce-am avut și ce-am pierdut. S-au rămas cu un apartament, cel puțin. Cum trebuia proceda corect aici? Bun, o rânduire asta socială și nedreaptă, criminală, n-a pornit de la zero. Adică toți cei care n-aveau avere au zis, domne, o punem noi de o rândire ca noastră. Și s-au apucat să muncească și din ce au muncit ei s-a făcut după averea. Nu. O rândire asta a pornit cu prin confiscarea la averea la exploatatori. Și ăla a fost nucleul de la care s-a pornit. Deci dacă se punea problema de o conciliere, în primul rând trebuia să le dea banii înapoi la ăia. Și ce rămânea, după aceea discute. Dar cum aia au ieșit din sistem, a rămas între beneficiari. Bun, asta e povestea lungă. Nu mai face plăcere să o reiau. E un link jos. Marea privatizare. E lung. Lungă însemnarea. Dacă aveți timp, chef și puteți să înțelege, citiți-o, vă cap la coadă. E alt link, Guvernul Zero, care a moștenit de la Guvernul Ponta numai necazuri. Și ce au făcut ei? Se vede Guvernul Zero. În schimb, sunt dispuși acum, nu toți. Un om cinstit, Cioloș, să mai facă încă 4 ani. Ce a făcut și până acum, că încă n-a terminat treaba. Iar alt link, UGSR-ul, arată la nivel micro ce s-a întâmplat la nivel macro. Și s-a pus în brațe la ăștia la UGSR. Ce s-a strâns din cotizațiile muncitorilor? E și tot avere. Și uite așa s-a făcut. Cine-i de vină că acum a dispărut averea asta? Cine-i de vină? Batman. El a făcut-o. Nimeni nu știe. Nimeni nu vrea să știe. Nimeni nu încearcă să știe. Nimeni nu încearcă să-i pedepsească. Un subtitlu din articolul ăsta, dezinteres, virgulă, prostie, virgulă, sau hoție. Corect, subtitlul ar trebui să fie așa. Dezinteres plus prostie plus... Că unii s-au tras caimacul, păi înțeleg, ne-i condamn. În schimb, ce mă deranjează pe mine? Pasivitatea cu care au acceptat ceilalți ca să fie jefuiți. Asta e
vorba lui Mircea, poate, asta e, ce rost mai are să mai discuți de asta? Da, foarte pe scurt, că prin însemnarea asta vreau să vă trimesc pe alea două, Marea Privatizare și UGSR. Citiți-le, analizați-le cu mintea proprietate personală și ajungeți la niște concluzii personale. O mare porcărie. Dacă țara asta intră în război cu altă țară în 89 și ea ne ocupau, după 27 de ani nu reușeam să arătăm în halul ăsta de ocupație. N-am avut nevoie de alții. Am rezolvat-o noi cu ai noștri. Eram performanți în direcția asta și înainte de 89. Sau un exemplu. Taică-mi era în Federația Română de Handbal, undeva pe sus. Handbalul mergea foarte bine, și la băieți și la fete, campion mondial, de ani de zile. Și rezultatul, aveau bani, federația. Să trimesc pe unul să vadă ce mai e materie de handbal în Europa. Pe banii federației. El a venit de acolo și a prezentat care e trendul în materie de handbal în Europa. Și că trebuie să facem niște schimbări majore. Și toată lumea era de acord cu asta. Dom'le, ăsta e trendul. Trebuie să ne aliniem la trend. Și atunci... Stai-mă de-n gura. Și atunci taică meu care mă oțea în ultima bancă, s-a trezit și a luat-o pâș până la prezidiu. El avea un statut aparte, era tatapit. Și lumea a suportat. Că e hodoroc, bătrân, bășinos. A întins mâna spre pachetul de țigări a șefului care era la prezidiu și a scos o țigară de acolo. Șeful serviabil a prins țigara, așa trebuie să faci cu ăștia care sunt bășinoși și hodoroci. Și a spus taică meu, zice, am uitat un lucru. Ce ai uitat, tata? Cine sunt campion mondial la băieți? Ce, păi noi. Dar la fete. Noi. Și noi am bătut pe toți din Europa de la sărit apa de-n cap, nu? E, da. Bun, și acum noi ne aliniem după ea pe care i-am bătut. S-a făcut liniște. Deci am auzit că pe lângă în Austria, pe lângă Viena, există un centru care pregătește niște spioni care lansează de pe în România ca să producă pagube orânduirii socialiste. Nu ar trebui noi să luăm legătura cu ea de acolo. Să le spunem, doi, renunțați la treaba asta, că își mai rupă aia picioare la noi, au probleme, vă costă, ne virați nouă niște bani. Că noi punem pe unul pe aici care cu trei scărituri provoacă o pagubă mult mai mare decât aia de acolo. Toată lumea a dat din colț în colț și a lăsat-o mai moale. Și așa a scăpat și Cristian Gasu să fie dat afară în lotul de handbal. Că Cristian Gasu nu intra în trend, era un pitic față de norme UE. Și a ajuns la concluzia că trebuie să alinie după să ia uriaș, nu pitici. A, era nesemnificativ aportul Cristian Gasu pe teren. Era în trend. Cine a greșit? Nimeni. Da. Intrați pe link-uri. Și gândiți singuri. Că material e. Trec la divers.
Au trecut câteva zile și văd că nu mai sunt hărțuit online. Am mai pomenit eu de unul care în Oltenia vrea el o bucată pământ care e al meu. I-am dat o contră și acum văd că taci, să iei cât îl ține. Eu l-aștept. Aici pe linie politică e o treabă care eu nu înțeleg. În fotbal, cu toate că nu mă interesează, înțeleg modul ăsta de comportare. Ești microbist. Steaua, Dinamo. Și ești microbist o viață. La Steaua, la Dinamo. Nu devii microbist la Steaua și la maturitate trebuie să devii microbist la Dinamo. Nu, rămâi consecvent. Deci ești microbist la Steaua sau la Dinamo? De regulă dintr-un amănunt. Am văzut întâmplător o bucată de transmisie de la un meci de fotbal între echipa X și echipa Y. Și echipa X dă gol. În spatele echipei, în spatele porții, se vedeau microbiști. Și un puști înnebunit care reușit să bage gol. E puștul ăla, cum a ajuns în spatele porții X și nu în spatele porții Y, din cauza uneia care l-a lăsat să intre pe gratis. Și a zis, da, te duci acolo. Nu i-a zis, te duci acolo. Și așa a devenit ăsta microbist al echipei X, nu al echipei Y. Până la pensie, bagi duce și pe copil, direct în spatele porții acolo. Deci e firesc în fotbal treaba asta. Dar nu înțeleg în politică. Nu mă refer la cei care câștigă de pe urma politicii. Mă refer la microbiști care ți se pune o ceață. Nu văd rahații care pe care îi adulează. Bun, de acord, într-o anumită conjunctură îți place cu tare. Poftim, Crimina Antonescu. Dar când o vezi cu apărătura, îți schimbi orientarea. Nu țin pânzele albe că este un lider. A fost la un moment dat. Și am încurcat borcanele. Necazul care în fotbal microbiștii susțin echipele. Cumpără fular, cumpără tricou și în politică microbiștii susțin partidele. Că dacă nu ar exista microbiști, nu ar vota dracului nimeni. Da. S-a dat doamna Madame Chiovesi, care încet, încet se încearcă ca să verifice lucrarea. Și o universitate a lansat o cerere ca să la patru alte universități să desemneze specialiști în drept ca să verifice lucrarea. Rezultatul. Niciun specialist în drept n-a vrut să fie desemnat de la patru universități. Nu portare la patru universități, cei mai specialiști dintre specialiști. Și reacția lui Bircea Badea. Ok, deci faci dreptul pentru că te interesează dreptul. Ești mare expert în drept, domnule. Conștiința ta profesională e subminată de frică? Eu nu găsesc niciun alt motiv rațional pentru care niciun dintre experți exteriori aceste universități să se pronunțe pe lucrarea doamnei Chiovesi. Așa e. Ăștia nu sunt tauri experți ăștia în drept. Sunt boi. Au fost castrați. Și când un segment de vârf într-un domeniu e castrat în totalitate, te mai mir că găsești exact același segment de vârf și în materie de învățământ și în materie de justiție
care e la fel castrat? Nu. Asta a fost condiția, una din condițiile de bază ca să ajungi în vârf, să fii castrat. Dar a reținut undeva de pe net. Pe exprimare, majoritatea ne vedem colegii ca pe o familie sau ca pe extinderea familiei noastre. Eu nu. La un moment dat, într-una din conflictele mele ciclice cu comandantul unității, ăsta nu mai avea ce să-mi reproșeze. Și atunci mi-a reproșat cu patos. Nu te-ai integrat în colectivul unității. Și a spus, domnule comandant, eu nu vin la serviciu să mă integrez în colectivul unității. Vin la serviciu să muncesc și să fac ce scrie în atribuțiile mele funcționale. Eu mă integrez în colectivul de prieteni care l-am după 3 jumate, nu înainte de 3 jumate. Păi să-i suport. Și am spus, cea mai performantă legătură care am avut-o eu într-un colectiv a fost un om cu care eu nu discutam, că eram la cuțite, dar făceam echipă cu el. Și împreună am dat cel mai randament la un examen. Am fost cei mai buni, dar noi nu discutam, eram certați. Interesant, nu? Sau la alta, ăștia la radiodifuziune a mai dat asta, o serie de fundă sus, că de 80 de ani radiodifuziunea dă și luptă și luptă spre binele boborului. Și dă și luptă și luptă. Și acum, fără să facă niciun fel de asociație cu această luptă de 80 de ani, persoanele din conducerea SRR sunt acuzate că au participat la luarea unor decizii în urma cărora au fost încheiate ilegal mai multe contracte privind achiziție de servicii de turism, în baza cărora au obținut în mod ilegal foloase patrimonioane în calcul total de aproximativ 400.000 de lei. Cei 80 de ani luptă, domne, pentru bobor. Iar președintele Ovidiu Micuțescu, deplasări externe în condiții de lux. Costat 110.000 euro, plătiți din bugetul instituției. 32 de asemenea deplasări. 80 de ani luptă pentru binele boborului. Și Claus Iohannis reclamă la CCR legea care desfințează taxa Radio TV. Și unul din principalele motive fiind acela că statul nu poate lăsa fără finanțare posturile publice. Păi din finanțarea asta sunt 110.000 de euro. E câștigul ăla de 400.000 de lei. Asta mi-a văzut-o Iohannis? Nu. No. Apropo, am reușit să mai mă scot pentru încă un an de la plătit taxa radio. Aia, 2,50 pe lună. Toată lumea care gândește așa în fundul mașinii din față, tot la Mircea Badea spunea, mulți care conduc stau cu ochii în fundul mașinii din spate. Nu se uită prin lunetă să vadă strada în lung. Și reacționează în funcție de fundul mașinii din față. Dacă te stai cu ochii în fundul mașinii din față, ce e aia 2,50? Nimic, de acord. În 10 luni ce înseamnă? 25 de lei. Pe o pizza, domne. De ce să-i dau ăla o pizza ca să aibă el bani pentru deplasări? Așa sunt eu ce-o fut. O să văd ce pot face ca să, ca nu știu de ce motiv,
a scăpat și de taxa TV. Dar a spus că nu mai plătești și în concluzie nu mai apare. El a așteptat, faci cerere, zice ok, e dreptul tău, după o lună te bagă de nou. Îți fac demers să văd în ce bază. Atât pot să fac. Și alalta, Păsescu se referă la alegeri și spune un lucru cu care sunt de acord. Căruța cu paiațe merge înainte. Foarte bine, exact asta am să-i zis așa. Culmea, sunt de acord cu Băsescu. Marius Manolache, candidat PRU. Eu cred că nu putem să punem egalitate între un demnitar, un alt funcționar public, care are o răspundere extraordinară și un cetățean normal. Fie el muncitor, fie inginer sau medic. De acord. Nu punem egalitate. Însă nu vreau ca un ales de sa local să se comporte exact ca un parlament, ca un muncitor, inginer sau medic. Am alte pretenții la el. Și când ăsta trece ca gâsca prin apă și nu face absolut nimic în cei 4 ani de mandat, atunci de ce trebuie să fie tratat diferit ca un muncitor, inginer sau medic? Asta e mai complicată povestea. Și la alta, Remeș. Îmi place, domne, ăla cu calta boș. A halit-o, a stat la Pârnaia și acum ea pe ăștia la Chiseit. Până la ora actuală, o mică victorie. A avut câștig de cauză că a fost supus la un limbaj mediatic. De postul public TVR. Aia la care eu trebuie să contribui, nu? Și domnul Madan Culcer trebuie să plătească. Dar nu, corect ar fi, nu să plătească persoana juridică TVR, ci Madan Culcer. Că nu persoana juridică TVR l-a supus pe Remeș la un limbaj mediatic, lisaj mediatic, ci Madan Culcer. E o mică victorie. Sper să nu se lase pe gubaș. Și alalta, Cioloș a dat ordonanța. E dreptul lui. Au sărit sindicaliștii de fund în sus, că au atras atenția asupra unui greșel. Și atunci Cioloș spune, au existat greșeli în actul normativ, în baza căruia au fost diminuate salariile unor categorii de angajări din sistemul de învățământ. Guvernul încearcă să remedieze erorile produse de ordonanța 26 prin 2016. Și, chestul, domnul a recunoscut. Păi de ajuns? Am eu o pretenție prea mare că acest guvern al meu, pe care mi l-a băgat Iohannis pe gât, să dea dracului niște ordonanțe care să nu mai aibă greșeli, cer eu prea mult, urmând ca în viitor ăștia să remedieze greșelile. Păi nu-i mai dracu încă o dată pe ordonanță înainte de a apărea în monitor oficial? Vreau prea multe. Mă uitam în Corea de Sud. Președinta de acolo și-a pus-o pe Jazziki, pe o prietenă care a avut acces la informații secrete, în urma cărora a câștigat aia foarte mult. Și-a sărit de fund în sus boborul din Corea de Sud și vor să dea jos. Și asta
și a prezentat scuze și să nu sunt mulțumit. Mi se pare reacția normală în Coreea de Sud. Nu-i de ajuns să-ți prezinti scuze. Du-te dracului de acolo. Mai e până ajunge și în rău mentalitatea asta. Nu-i de ajuns să-ți prezinti scuze că ai greșit. Du-te dracului de acolo. Trebuie să trăiești mult al dracu până să se ajungă la reacții de genul ăsta. Că auzi câteodată, dă demisia de onoare. Care onoare? Da. Am terminat cele 30 de minute. Batman. El de vină. La tot ce se întâmplă în România. Batman. Restul. Nimeni nu-i de vină. Scopul acestei însemnări. Am deschis o ușă și astfel oricine poate să intre să meargă mai departe decât am reușit eu. A spus omul Delfin. Așa și aici. Însemnarea asta un catalizator care vă roagă să citiți cu atenție Marea Privatizare și UGSR și să vă enervați că sunteți mai tineri ca mine și ați pierdut mai mult ca mine. I-am pierdut foarte puțin de pe urma orânduirii comuniste. Extra de puțin. Față de ce a pierdut am neamul meu de pe urma orânduirii asta. Și un permit. Dar voi vă permiteți? Ne mai întâlnim? Mă întorc la proiectul ăla cu tastatura programabilă, că mi iese pe nas. Și ăla depinde de mine. Dacă fac sau nu fac până la cap. Ce să-l fac? Că depinde de mine. Asta, cu ce se întâmplă la nivel macro, Batman. Dar cel puțin eu ți-i zidesc nuanța asta. Și nici măcar nu se prind. Asta e, vorba lui Mircea Badea. E de râs. Postscriptum. Scuzați-o, roza la scleroza. Uitați-mi să pun cine așa pe tort. În vârful tortului. Înțeleg, sunt de acord, consider firesc și normal, ca puștul ăla să spună că Batman a făcut-o. Mi se pare normal. Și exact ca maică sa, râd și eu. E drăguț, e dulce puștul, e natural. Însă nu accept ca niște factori de decizie care au de la 30 plus ani în plus, în sus, să se comporte în genul ăsta și să dea vina pe Batman. Ah, că atât îi duce capul. Asta e. Dar toți ceilalți, buborul, cum se spune generic, să o ia de bună. Asta mă deranjează groaznic. De ce n-au reacție? Păi de ce n-au reacție experții aia care nu vor să facă parte din comisia care o verifică pe Chiriș? Apropo, în comisia a spus unii, domne, softul ca softul, dar lucrarea de doctorat trebuie analizată în profunzime. Ce profunzime, mă, frate meu? Îl cauți pe unul care nu știe românește, un maghiar. Îi pui în față softul, rezultatul softului, păi, domne, ce e aici? Identic cu ce e aici. Și la fără să uite pe text, că nu știe românește. Ne măsoară cu linia. Și zice, domne, atâți centimetri sunt identici, acolo și acolo. Ce analizat în profunzime? Că sunt identici. Punct. Gata, că mă enervez iar. Toate bune!